Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Acces Direct. Toată societatea este bulversată de acele presupuse scurgeri de discuții dintr-un, de pe o platformă de comunicare, de pe Telegram, în care ar fi implicat ministrul Justiției Sergiu Litvinenko și alți oficiali. Deocamdată lumea trece cu vedere alți factori destul de importanți care afectează și lovesc mult mai puternic Republica Moldova, și asta este inflația. Ori Biroul Național de Statistică arată că suntem practic la 35% această cotă care lovește dur în fiecare dintre noi, fiecare cetățean, dar mai ales în moldovenii care sunt, să nu-i zicem săraci, că moldovenii sunt bogați cu sufletul, dar moldovenii cu venituri relativ mici în această perioadă dificilă, când totul s-a scumpit de câteva ori, când salariile nu au crescut de câteva ori, așa cum așteptau unii, iar businessul în continuare așteaptă suport din partea statului. Bun, până ajunge la discuția despre această inflație, Chișinăul face și drege ca să ia cât mai mulți bani de peste hotare. Nu vorbim despre acei bani pe care îi trimit moldovenii din diasporă, vorbim despre banii împrumutați de la diverse instituții sau, așa cum este la modă sau este în trend să spui, parteneri de dezvoltare. Aflăm astăzi de la unul dintre oficialii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, că vom mai primi niște bani sau cel puțin ni se mai promit niște bani pentru consolidarea securității energetice. O securitate energetică extrem de șubredă în condițiile în care capacitatea noastră de a cumpăra resurse energetice scumpe este una redusă, fiindcă alt termen nu găsesc, ceva sub zero în termen real nu putem folosi. Și aici probabil este oportun să amintim un alt oficial, dacă mi-amintesc eu bine, domnul Borrell, o spunea că bunăstarea în țările Uniunii Europene sau în Uniunea Europeană se datorează sau s-a datorat resurselor energetice ieftine. Înainte de a vă prezenta invitații mei din această seară, eu vreau să revedem sau să vedem știrea pe care au realizat-o colegii mei astăzi de la vizita Ursulei von der Leyen în Republica Moldova și sutele de milioane care ne sunt promise. Subiectul principal al discuțiilor președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu autoritățile de la Chișinău s-a axat în mare parte pe criza energetică provocată de conflictul armat din Ucraina. Președintele țării Maia Sandu a menționat într-o conferință de presă susținută împreună cu oficialul european că prețul acestei crize este prea mare. Ne confruntăm cu cea mai gravă criză energetică din ultimele 3 decenii. O criză în care resursele energetice sunt folosite pe post de arme ce sunt îndreptate împotriva democrației. Și acest război energetic se întâmplă nu doar în Republica Moldova. Autoritățile fac eforturi mari pentru a asigura țara cu resurse energetice și a micșora povara prețurilor la energie asupra oamenilor și a economiei. Și societatea face eforturi. Consumatorii casnici, instituțiile, întreprinderile au redus consumul de energie. În această ordine de idei, Ursula von der Leyen a amintit că Uniunea Europeană a acordat în ultimul an Republicii Moldova împrumuturi și granturi în valoare de 840 de milioane de euro. În condițiile actualei crize, comunitatea europeană este dispusă să mai aloce 250 de milioane de euro pentru susținerea autorităților de la Chișinău. 100 de milioane de euro din suma promisă reprezintă împrumut care ar urma să fie transferat în hazaua statului după 1 ianuarie 2023. Therefore, we have put together an additional energy support package for the Republic of Moldova. First, we are pledging 200 million euros to help Moldova meet its gas supply needs. This will consist of 100 million euros in grants and 100 million euros in loans. The money should be available from January 2023 on. We will provide an additional 50 million euros for budgetary support to Moldova. This will help provide support to those most vulnerable, so that this is a targeted budgetary support. În context, președintele Maia Sandu a anunțat că sprijinul suplimentar care va veni din partea Uniunii Europene va fi utilizat pentru procurarea gazelor naturale de pe piața internațională. Există un contract cu Gazprom, contract care stipulează clar volumele care trebuie furnizate
Și cunoașteți că cei de la Gazprom au decis unilateral să reducă aceste volume. Consumatorii din Republica Moldova își achită consumul, repet, chiar dacă prețul este foarte înalt. Decizia a fost, repet, luată unilateral de către Gazprom. Din luna octombrie, furnizorul rus Gazprom a redus livrările de gaze spre Republica Moldova cu mai bine de 30%. Concernul dă vina pe liniile de transport din Ucraina, care nu ar fi contractat o capacitate mai mare pentru această perioadă. Oficialii de la Kiev au respins acuzațiile și declară că dețin capacitatea de transport suficientă pentru a asigura Moldova cu gaz natural. În aceste condiții, Chișinăul a decis să facă rezerve de hidrocarbură de pe piața internațională. Astfel, compania Energocom utilizează un împrumut de 300 de milioane de euro contractat de BERD pentru achiziție de gaze de pe piața internațională. Până în prezent au fost achiziționate în jur de 200 de milioane de metri cubi de hidrocarbură, care au fost stocate în depozite din România și Ucraina. Am revenit în studio. Invitații mei din această seară sunt deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, doamna Ala Darovna. Bună seara, doamna deputat, să rămână și bine ați venit la Acces Direct. Și expertul în energetică, Andrei Damașcan. Bună seara, domnule Damașcan. Bine ați revenit la Acces Direct. Eu am încercat, doamna Darovna, să mai invit și pe cineva din colegii noastre din, nu pot să zic opoziție, dar de la guvernare, să avem un dialog constructiv. Nu prea a reușit, agendele le sunt pline. Cum este privită, nu vizita, că vizita e bine că vin oficialii, mai află lumea despre Republica Moldova, mai primim anumite mesaje de suport, dar discuțiile despre bani, împrumuturile pe care Republica Moldova le tot ia și le tot ia. Fiindcă noi, pe de o parte, suntem mândri și nu mai avem nevoie de partea rusească, mai bine zis, de resursele energetice ieftine ale rușilor. Doi, capacitatea de a cumpăra resurse scumpe din vest noi nu avem, dar nu știu cum se face că suntem bucuroși că ne împrumutăm și împrumutăm și împrumutăm bani pe care urmează oricum să-i dăm și cu o anumită dobândă pentru a cumpăra resurse scumpe. Eu am să fac și o paralelă dumneavoastră, din câte știu, mai sunteți și profesoară la Academia de Studii Economice, dacă nu greșesc. Bun. Nu greșesc. Ce le-ați spune dumneavoastră studenților? Cum se face? Sau unde este logica? Unde este consecvența? Nu cumperi de aici că e ieftin, în schimb cumperi scump de aici și tot de aici mai ieși și niște bani ca să cumperi scump. Da, aveți dreptate. Am venit în politică din domeniul pedagogic. Bine, nu am părăsit definitiv domeniul pedagogic. Mi-am mai lăsat acum un curs la universitate și chiar acum recent am finalizat creditarea bancară cu studenții. Nu discutăm politică în cadrul cursurilor. Eu îmi respect profesia care o am pe viață, dar vreau să vă spun că situația economică din țară am discutat-o cu studenții și ei toți sunt șocați de ceea ce se întâmplă. Ei toți, fiind economiști, toți activând, nu sunt de acord cu politica economică a statului Republica Moldova și sunt de acord că resursele energetice trebuie să fie procurate acolo de unde ele tradițional au fost și să nu ne hrănească guvernarea cu libertatea costă. Da, libertatea costă, dar nu acum, în aceste timpuri foarte grele. Eu am primit și eu astăzi factura la gaz. Evident că nu am avut ca toți cetățenii Republicii Moldova în 1 octombrie căldură. Am folosit-o doar pentru a pregăti mâncare și apă menajeră și am 700 de lei. Nu știu, poate o transmit cuiva care vrea să-mi plătească libertatea aceasta prin această factură, că este cam usturătoare acum pentru luna octombrie, fără căldură. Dacă îmi permiteți doar un moment, o colegă de breaslă, Irina Lencăuțanu, am impresia că muncește la un portal din Bălți, a postat factura pentru gazele naturale, 6732 de lei, mamă cu doi copii, cineva i-a sugerat să economisească și să mai stea în frig și dânsa i-a răspuns că apa caldă și mâncarea și căldura o am la cazan, nu-mi pot permite luxul să țin copiii în frig și să-i hrănesc cu medicamente. Da, sunt de acord. Eu fiind matură mi-am putut permite să stau cu 19-18 grade în casă. Acum, dacă vă referiți la conlucrarea noastră cu guvernarea, nu este un secret, nu este o noutate, noi spunem de fiecare dată că nu avem nicio conlucrare.
ei masiv votează toate creditele. Iată, astăzi a apărut o analiză statistică publicată de BNS despre rezultatele a primele 9 luni ale anului 2022. Eu am studiat-o minuțios, am studiat-o că avem nevoie de ea ca să vin aici la dumneavoastră și am rămas șocată de datele care le-am văzut, chiar dacă rămân șocată de aceste date care le văd de zi cu zi, care le aud în Parlament sau care le văd prin tot aceea ce viața noastră de zi cu zi. Ce ține de această creditare? Iată, vreau să vă zic chiar cifră actuală. 2,7 miliarde dolari este datorie de stat externă pentru 9 luni a anului 2021, ca să vă amintesc, pentru 22 ori pentru anul 2021, produsul intern brut era 13,6 miliarde dolari și datoria externă este 2,7. Da, poate spune cineva că din economiștii care internaționali că este o datorie externă acceptabilă. Evident că este acceptabilă pentru SUA, de exemplu, sau pentru Japonia, la care este cu mult mai mare. În Republica Moldova, în care investiția anul ăsta practic nu am avut, creditele au scăzut, a crescut puțin rata de economisire, deci mai mulți cetățeni, persoane fizice, au depus economiile sale la depozit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei nu au siguranță pentru ziua de mâine, corespunzător fiecare copii că se stărui să o economisească și nu să o ducă la consum acum, când resursele energetice încă nu sunt foarte utilizabile. Dar ce m-a mirat foarte mult într acest raport, iată, probabil că domnul mai departe o să ne vorbească despre produsele energetice din cunoștință de cauză, nu este niciun cuvânt în introducere sau pe parcursul raportului scris ce a provocat un dezastru economic care îl avem noi acum. Deci niciun cuvânt despre produsele energetice, doar despre războiul din țara vecină care a provocat ceea ce avem noi în țara Moldovei și despre aceea că a fost secetă și corespunzător producția agricolă de asemenea s-a diminuat și de aceea s-a ajuns la concluzia că avem semne de recesiune economică. Eu consider că toată aceasta se întâmplă în primul rând din cauza la produsele energetice foarte scumpe și o să se resimtă în timpul apropiat și mai mult această recesiune, deci o să ne aprofundăm în criza economică și mai mult, dar mai departe deja vorbim cu dumneavoastră și poate și despre alți indicatori. Cifra inflației este 34%. 34,6%. Da, ca să nu obosim cetățenii cu tot cu foarte multe cifre. Iar inflația ce ține de servicii este 52%. Și ca să fie clar, da, pentru cetățeni, minimum de existență în Republica Moldova este 2485 de lei. Nu știu pentru ce ajunge acest minim de existență. Mie mi-e interesant chiar colega care are cazan pe gaze ce o să facă, dar și dânsa se întreabă ce fac eu acum, când afară sunt plus 10, plus 14, plus 15 în funcție de zi, dar ce am să fac când vor fi minus, va fi minus afară. Nu, tratamentul copiilor costă mai mult decât gazul. Trebuie de văzut în raportul BNS și cu cât s-au scumpit medicamentele, mai ales cele importate din Ucraina. Și de ce o să consumi gaz și, nu știu, vedem cum se descurcă cetățenii. Domnul Damașcan, da. Eu aveam mai multe întrebări să vi le adresez legate de această problemă energetică și resurse ieftine în raport cu resurse scumpe și, și libertatea scumpă. Eu altceva vă voiam să vă întreb, haideți să ne abatem de la energetică. Da. De unde vine această mândrie sau mai bine zis satisfacție din partea politicienilor că destul, Uniunea Europeană, BRD, BI, Statele Unite, prin Banca Mondială, prin Fondul Monetar Internațional, nu contează. De unde vine această mândrie și această satisfacție când spui că ne mai dau 100 de milioane împrumut, ne mai dau încă 300 de milioane. Eu vorbesc cifre abstracte. Nu mă refer acum la un document exact sau la o linie de creditare exactă. Dar există un soi de satisfacție. Europa ne mai dă 100 de milioane împrumut. Europa, America ne mai dă 200 de milioane împrumut. Alt stat ne mai dă încă 300 de milioane împrumut. Ai impresia că astăzi e un titlu în mod special și e ceva foarte bun dacă te împrumuți, ai o economie care se împrumută. Eu nu știu
cum ar ieși în fața propriilor cetățeni premierul Japoniei să zică noi ne-am împrumutat cu 200 de milioane. Sau să iasă astăzi, nu știu, chiar același Victor Orban, care este și el la graniță cu războiul, el, Ungaria, la graniță cu războiul și de asemenea să zică, noi ne-am împrumutat, dar e bine fiindcă ne împrumutăm, asta înseamnă că suntem mândri și liberi. Domnule, sunt două chestii diferite. Hai să divizăm chestiile acestea. În primul rând este divizarea. Deci, dacă noi vorbim despre împrumuturi, nu este rău că cineva ne dă nou împrumuturi. Nu este rău. Întrebarea este altă. Pentru ce folosiți împrumutul acesta? Dacă ați luat, de exemplu, un împrumut și pe împrumutul acesta ați făcut banii suplimentari, da? Ați cumva ați investit în economică și de la un fiecare dolar care ați luat, nu contează cum. Și ați luat banii aceștia și ați făcut mai mulți bani. Hai să zicem așa simplu. E bine. Deci, da, este bine. Da, dacă ați promutat, dacă ați evaluat cumva în economia adevărată care va fi la noi în țară, tot nu este rău. Adică în sectorul real. Nu este rău că ați promutat. Că peste câțiva ani vă întoarceți banii aceștia înapoi și la fel încă sectorul acesta rămâne la noi viabil și voi aveți supliment pentru impozite, pentru locuri de muncă și așa mai departe. Și de asta, dacă întrebați exact să exprim sau să răspund direct la întrebarea aceasta, de ce sunt așa bucuroși oamenii aceștia, este apreciere. Pur și simplu apreciere. Deci oamenii aceștia fac ceva. Și toată lumea pe jur, cu doamna Ala acolo în Parlament, spun că voi nu faceți corect. Deci nu este binevenit nici pentru populație, nici pentru țară, nici pentru multe. Adică este rău. Și îi spun că nu. Deci uitați-vă, dacă ne dau un bani, înseamnă că nu facem tot corect. Dacă înseamnă că facem tot corect, împrumutăm și mai mult, putem să împrumutăm încă mai mult. Și cât mai mult împrumutăm, atât mai înalt este aprecierea noastră. Să legeți ce okay. Am da. Și de atât că asta e un fel de bifă, știți, ca un fel de valoare a lor. Adică ca și în fotbal, de exemplu, da? Este un fotbalist, cât costă fotbalist? Ca un lucrător, da? Pentru viața lui ajunge 5.000 de euro, da? Dar fotbalistul costă 1 milion, 3 milioane și chiar și mai mult, știți? Și la urmă, costă fotbalistul acesta sau nu costă? Costă valoarea lui cât profit el aduce pentru un club. Și poate și nici nu costă atât, știți? Se întâmplă și greșeli. La fel și aici. Este apreciere prin care guvernarea crede că dacă e venit creditele acestea sunt emise, înseamnă că ei costă atâtea bani. Știți? Adică pot să aduc în țară banii aceștia. Ce este rău, din punctul meu de vedere? Este rău că noi permanent vrem să ieșim cu umerile de cuiva. Chiar pe unele comunități europene, da? Să împrumutăm de la ei. Acum sunt vorbele, hai să ieșim din situația de criză cu umerele cetățenilor din Transnistria. Hai să impozităm pe ei. Deci, noi trăim rău, hai să trăiască și ei mai rău. Le-am cerut și celor de peste Prut să stingă lumina ca să avem și noi interviu. Pe umerile lor și noi permanent trebuie să trăim pe umerile lor. Paradigma că să trăim pe Moldova sau să ne gândim despre Moldova și cu scările de Moldova, da? Practic lipsește. Noi permanent ne gândim despre altceva. Pe umerile cui să ieșim din situație și cum să apreciem pe sine cât mai tare. Știți, cu bifa că noi ne-am primit un împrumut. Dacă care este părerea? Eu mai am o întrebare, după care o implic din nou în discuție pe doamna Darovană. Vorbeam astăzi cu un bun prieten de la București, un politician vestit de acolo și vorbeam despre situație, despre una, despre două și dânsul mi-a zis în felul următor, zice, uite, eu nu vă înțeleg pe voi moldovenii și zic, de ce? Zice, de ce cumpărați curent electric de 3 ori mai scump de la noi? Când puteți cumpăra, bun, el s-a exprimat în felul următor, când puteți să-l cumpărați de 3 ori mai ieftin de la ruși, așa cum ați făcut-o și până acum? Nu vă cere nimeni să cumpărați curent de la noi. Zice, eu sunt sigur că nici Bruxelles nu vă cere să cumpărați curent electric de la noi. Nimeni nu v-a dat o asemenea directivă sau dispoziție. Și atunci nu vă înțeleg ce faceți. Zic, păi cum? Încercăm să demonstrăm că putem exista și suntem solidari cu ucrainenii care sunt în război și încercăm să fugim de dependența de resursele energetice rusești. Și dânsul zice, da, dar asta e de câteva ori mai scump și atunci nu costă pielea cât procesul de prelucrare, că nu știu acum termenul exact pentru a-l utiliza. Eu n-am știut ce să-i zic, dânsul nu este în niciun fel pro-rus și am rămas așa cu puțin, i-am zis că m-ai lăsat așa puțin mască, că nu știu ce să-ți spun. Zice, da, nu vă cere nimeni
veniți să cumpărați de la noi, cumpărați mai departe de la ruși. Zic, asta deja e treaba guvernului. Da, dar vedeți care e situația acum, chiar și cer acum să cumpere de la ruși, adică nu de la ruși, dar de la Moldavska Gres să-l cumpere electricitatea. Chiar să solicite de la ruși că să-l dea mai mult gaze. Deja rușii sunt bani deștepți. Că pur și simplu guvernul acesta se întârzi permanent. Permanent, după acțiuni care este necesar de luat preventiv, el nu este capabil să iei deciziile acestea. Nu știu din ce cauză. Poate are alte gânduri să nu se primește. Poate nu sunt specialiștii acolo care știu exact cum e de executat. Poate alte scopuri au. Nu pot să vă comunic de ce, dar cam nenorocos pentru ei. Doamna Daromana, revin să discutăm și aspectul politic. Să comentez puțin acest subiect. Ceea ce ține de gazul ieftin și curentul electric. Puțin din alte domeniu, dar tot de aici. Sigur. Ați văzut probabil că toți publicațiile zilele acestea care au venit de poluarea aerului în orașul Chișinău și în Republica Moldova. Poate domnul completează dacă eu... Nu am înțeles foarte bine, poluarea aceasta vine de la aceea că se utilizează păcuri de către ceturile din orașul Chișinău, chiar și cei care au locuiesc sau circulă prin apropiere de ceturi, au zis că acolo este imposibil de răsuflat și este foarte, foarte poluat aerul. Deci deja ieri întâmplător am discutat cu un factor de decizie de al guvernării care ne-a zis că, cu părere de rău, poluarea aerului în Chișinău este mai mare decât provocată de uzina metalurgică din Râmnița, despre care se discută așa de mult. Deci, în situația dată, revenim din nou la întrebarea dumneavoastră. De ce nu continuăm mai departe așa cum a fost și dacă nu a fost bine 30 de ani și vrem să ne întoarcem de la stânga direct la dreapta la 180 de grade și să nu încetșor să parcurgem calea dată, nu am ales cel mai potrivit timp. Deci chiar acum, în atâtea crize, nu este cel mai potrivit timp să schimbi tot radical. Deci, dar dacă domnul ne răspunde la poluare care este... Pot să-l comunic că tamana s-a vorbit cu domnul Vasile Leu, este director general de la Termoelectrica și el zice că... Eu am întrebat, spune-te rog, că ne cunoaștem unul pe altul, zice că la nivelul acum de poluare care este presupusă pentru, adică, astfel de portător energetic, adică pentru pecură. Deci nu este mai mare decât normele care sunt prevăzute. Da, noi suntem deprinși că să lucrăm cu gaze și este mult mai curat aerul în cazul acesta. Și noi ne-am uitat deja din anii 90 când ne-ai lucrat pe pecură termoelectrică și era mult mai poluat aerul în Chișinău. Mi se pare că din punctul meu de vedere mașinile care vin la Chișinău, ia că asta e cam mai mare poluare în comparație cu pecură. Că exemplu, la urmă acolo este o țeavă lungă, știți, în aer care practic și când bate vântul scoate din raza orașului. Dacă mașinile acestea rămân pe loc și stau în abutiajele la noi și este mai mare poluare. Asta una la mână. A doua la mână, clar, el recunoaște că într-adevăr este mai tehnologic și mai ușor de lucrat cu gaze. Întrebarea este următoarea, că el ne comunică că cu pecura acum este, și eu înțeleg de ce, că eu știu prețuri pe bursă. Deci pe pecura este mai ieftin de lucrat acum. Adică, dar nu cu mult. Nu zic că nu cu mult, dar este diferența. Încă este. Și întotdeauna va fi permanent diferența aceasta. Știți de ce? Că formula noastră acum de iarnă presupune 70% de la prețul de la pecură. Adică dacă este naftă și pecură, țițeiu și diesel mai ieftin, adică se primește și permanent la noi în comparație cu gaze, va fi mai ieftin pecură. Știți? Și de atâta cam și lucrează. Asta e a doua la mână. Și a treia la mână, pur și simplu nu este suficient gaze. Altceva, că mie nu îmi place minciuni care spune guvernanței noștri că nu ne-am încălcat nimic și rușii abuziv nu le dau gaze. Asta nu este corect. Citim atent contractul și în contractul, adică anexă numărul 19, este stipulat exact că dacă noi pe la data de nu țin minte exact, 1 mai sau 31 mai, nu executăm un fel de plan de recuperare a surselor de datorie către Gazprom, Gazprom are în mod unilateral să iei decizie de sistare a aprovizionării gazei cu Republica Moldova. Gazprom pe ziua de astăzi nu a făcut lucrul acesta. Și pe ziua de astăzi, măcar careva volum intră. El de ce intră? Da, noi înțelegem că intră din cauza că există Transnistria. Deci, și de scăpat din Transnistria nu este atât de ușor cum spun tot a noștri. Deci spun mulți că haideți să închidem gazul lor, să facem altceva. Bun, cum închideți voi gazul? Rugați pe ucrainieni ca să închidă acolo rubinetul și mai departe cum va fi aprovizionat Republica Moldova? Din Alexeievka? Nu este suficient sub presiunea. Chișinău rămâne fără gaz. De ce vorbiți voi prostii? Voi nu înțelegeți lucrul tehnic și vorbiți despre lucruri care nu cunoașteți. Am înțeles. Asta e cam mesajul meu. Eu vreau să mai adaug, știți, că toată lumea zice că
cam prea pesimist discutăm și prea multe scenarii negative. Bloomberg este o agenție de presă importantă din Statele Unite, cred că una dintre cele mai importante, chiar și pe tot globul pământesc, zice în felul următor: Russian energy cuts to cost tiny Moldova more than $1 billion. Asta s-ar traduce că reducerea achizițiilor de, sau livrărilor de energie electrică rusește, așa îi spun, din Rusia, așa îi spun ei, fiindcă probabil regiunea Transnistreană o consideră partea Rusiei, va costa Republica Moldova cam $1 miliard. Adică ceea ce vom cumpăra din vest ne va fi cu, va trebui sau va necesita cu $1 miliard mai mult decât până acum. Doamna Drauda, eu revin la cetățeanul de rând și am să vă spun așa, sincer și deschis, oamenii sunt total nemulțumiți, dar eu vorbesc acum despre cei care au votat actuala guvernare. Eu vorbesc despre săracii pensionari care au așteptat pensii de 2000 de lei fiecare și au așteptat mult mai multe compensații din partea statului Republica Moldova pentru această iarnă, pentru gaze, pentru energie electrică. Dumneavoastră, astăzi, aveți vreo veste bună pentru pensionari, pentru oamenii de la sate? Bun, cineva zice, la sate se vor descurca mai ușor, dar eu vreau să le reamintesc multora că în provincie sunt orașele care au și blocuri de locuit, care folosesc gaze naturale, fiindcă asta au un bloc, nu au sobe clasice. Sau, la ziua de astăzi, ar trebui să facem ceea ce făceam și până acum, să ne rugăm bunului Dumnezeu. Vara ne rugăm să fie ploi moderate, să nu fie inundații, sau, dimpotrivă, să nu fie secetă. Iarna ne rugăm să fie cât mai blândă și tot la Dumnezeu apelăm. Cetățenii cu care am discutat chiar recent, care au rămas fără gaz, bine, au rămas fără gaz, nu că el nu este, de moment este, au rămas fără gaz că nu pot să-și permită să-l achite, și o doamnă mai în vârstă mi-a zis că da, am sobă acasă, da, am și lemne, am și cărbune, am și fântână în curte, dar nu vreau să mă întorc la ceea ce a fost cumva. Eu am ajuns în anul 2022 și vreau să fie bine. De ce mă întorc pe mine înapoi la anii 90, de exemplu, când eu nu aveam ceea ce am acum? Veste bună pentru cetățeni, nu știu, pensia 3146,7 medie este, compensații până ce nu știm câte o să fie, se înregistrează lumea pe site-ul compensației, nici noi nu știm cât o să fie compensațiile, deci nu pentru noi, pentru cetățeni, ca să le spunem cât se va compensa, știm doar că sunt patru grupuri, o să fie împărțiți, divizați cetățenii în patru grupuri. Dar, bine, guvernarea le face viața mai ușoară, în ghilimele. Iată, acum toți iau popcorn și stau pe internet și citesc cine cu cine când conversează, aceea ce ați început dumneavoastră emisiunea, și cumva mai uit de prețul gazelor, mai uit de pensia mică, mai uită de grijile și nevoile care le au. Guvernarea ia credite, dacă investițiile străine directe sau investiții străine s-au redus cu 35%, corespunzător, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că încasările bugetare pe termen mediu o să fie scăzute cu minimum aceste 35%, asta înseamnă mai multe încasări în buget și tot așa mai departe, mai puține posibilități. Astăzi a fost votat creditul de 60 de milioane, probabil că știți, da? Acest credit presupune foarte interesant, în afară de procentele care el le presupune, mai presupune și o perioadă de grație de 5 ani de zile. Vreau să vă spun că majoritatea creditelor care le contractează guvernarea actuală sunt credite cu perioadă de grație 5 ani. Ce înseamnă? Asta înseamnă că doar peste 5 ani guvernul va începe rambursarea sumei propriu-zise a acestui credit. Adică guvernarea dată nu e clar ce face cu el, pentru ce îl folosește, pentru compensații, pentru investiții, pentru procurarea gazului acesta foarte scump sau energie electrică fără ca să știm de unde, iar peste 5 ani cine va fi, dar la sigur că vor fi copiii noștri, o să fie nevoit să întoarcă aceste credite. Deci mai multe noutăți pentru cetățenii la ziua de azi nu avem. Avem doar show-uri, avem doar oaspeți străini, avem oaspeți străini și mâine în Parlament care o să vină să ne facă lecții, nu știu de care, ceva o să ne învețe și
cam atât. Da, mulțumesc, doamna Daronă. Eu am o întrebare pentru domnul Damașcan, sau cel puțin o temă de discuție, dar vă rog să nu vă supărați. Da, da. Eu mă uit, foarte mulți politicieni, deputați, miniștri, foarte senin spun că ei vor solicita compensații. Dar nu ar trebui cei care guvernează să fie solidari cu cetățenii și să renunțe la aceste compensații. Dacă vă amintiți, într-o perioadă cei de la Moldova Gaz se întreceau în postări pe Facebook și rețelele de socializare, câți au renunțat la compensațiile pentru gaze. Și era un trend și toți erau mândri și frumoși că au renunțat la compensațiile pentru gaze naturale. Eu acest trend nu-l văd acum. Să iasă șeful de la Moldova Gaz, bun, haideți să lăsăm pe cei de la Moldova Gaz, să iasă Igor Grosu să zică eu compensațiile mele le dăruiesc familiei X sau YZ. Eu am, vreau, deci renunț la compensații. Să iasă vicepreședintele Bătrâncea, Popșoi și cine mai este acolo, nu l-am auzit pe cei doi, pe Popșoi și Bătrâncea, ce vor face cu compensațiile, dar să presupunem, să zică eu nu vreau compensații. Sau să vină, de exemplu, unul în Parlament să zică votăm ca demnitarul alesul poporului și un set de demnitari de stat cu salarii grase să nu fie admiși pe listele de compensații. Eu nu văd acest lucru. Și vreți comentariul meu? Nu, vreau să vă întreb de ce nu ar exista un asemenea trend sau de ce brusc s-a renunțat la acest trend. Ori și-au dat seama că au dus anumite procese într-un punct de unde nu mai poți pleca și și-au dat seama că îi va bate și pe ei la buzunare? Nu de asta. Uite, uitați-vă, fiecare trendul ce este? Este o modă sau este un mesaj care este binevenit în societate. Deci dacă mesajul acesta atunci era binevenit în societate și era posibil de evaluat cumva sau de ridicat niște plusuri, să zicem așa, sau plusuri pentru sine, da? Pentru renumeul propriu, da? Acum nu este așa ceva. Pur și simplu, dacă tu le spui, nu influențează pe societate. Înseamnă că chestiile acestea nu vin din sufletul lor, știți? Dar din orice caz, din, cum se numește asta, din ratingurile proprie. Ia de unde. Și de atâta, cam, dacă acum nu influențează pe rating propriu, nu este necesar. Dar ideea noastră e foarte bună. Că dacă se iasă fiecare politician să zică, uitați-vă, este grădinița de copii sau este, să zicem, școala pentru, să zicem, orfani sau altceva. Știți? Și se zică, eu sunt gata, compensațiile mele care costă atâta, să le dăruiesc pentru casa aceasta. Este foarte binevenit. Dacă de făcut trendul acesta, și populația noastră, nu numai politicieni, și alți oameni care au inima mai mare, știți, sau cele care au bani, sau care nici nu au bani, dar vor să le facă lucrul acesta. Și cumva mecanismul de cadonare a compensațiilor va fi foarte binevenit. Numai întrebarea, numai cu impozitarea aici, ia că, știți, la noi permanent, dacă să le faci lucrul acesta, iarăși va fi impozitat din partea fiscului. Eu mai am o întrebare. Hai să completez eu această interesant, întrebare. Interesant, chiar ca idee, mi-mi place. Eu vreau să vă amintesc dumneavoastră că în timpul pandemiei fracțiunea noastră a fost unica, care a cedat și un salariu și o parte din compensații. Acum am primit o primă de 800 de lei, toți am cedat-o, eu personal cu colegii mei am mers la un spital unde la o secție pentru copii am donat mai multe utilaje de care aveau nevoie acest spital. Noi am luat o decizie la nivel de fracțiune și cu aceste compensații, dar nu sunt gata eu acum să vă spun dumneavoastră. Probabil că noi ieșim cu un aviz, cu un anunț oficial, la un briefing sau prin alte modalitate. Dar noi o să avem, noi deja am decis la ședința fracțiunii, ceea ce ține de subiectul compensațiilor. Sperăm revenim mai târziu cu răspunsul. Sperăm să fie toate fracțiunile. N-au fost. Știți, nu doamna, dacă nu ieșiți cu briefingul acesta, va fi încă mai bine. Înseamnă că ați făcut din suflet, ați făcut din decizia proprie, este binevenit în fața Dumnezeului, știți, și domnul Mașcan, eu moderator da. Și eu nu sunt gata, deci nu am mandatul astăzi de a răspunde. Nu, o să venim sau nu, nu știu. Dar eu zic să anunțe, poate cineva se va uita la televizor și vezi. Dacă faci catredă pentru toată lumea, îți de acord, da. Să ia să zică, da, noi ne alăturăm. Am decis ieri ce facem, dar mai departe. Luăm o scurtă pauză publicitară la TikTok. Încă să vă știți. Luăm o scurtă pauză publicitară. După pauză, domnul Damașcan, încă o întrebare referitor la resursele energetice ieftine și cumpărate de la ruși, prețul libertății și a democrației. Să-mi explicați dacă cumva Ungaria, Polonia, România
care înconjoară, mă rog, doamna prim-ministru spunea că Ucraina ne înconjoară pe noi și, sau dimpotrivă, că suntem la graniță cu război, am impresia că Ungaria, Polonia și România tot sunt geografic la graniță cu război și atunci sunt mai puțin libere în raport cu Federația Rusă sau dacă ungurii plătesc sub 300 de dolari 1000 de metri cubi de gaze naturale de la ruși, sunt cumva mai puțin liber decât noi moldovenii care dăm peste 1000. Tot după pauză să vorbim și despre modelul sau cum ar fi mai logic și mai corect investirea împrumuturilor care vin sau care le cerem. Să ardem în cuptoarele pentru să ardem gazele scumpe în cuptoarele fiecăruia sau dimpotrivă să ne gândim și la alte proiecte și efecte. Luăm o scurtă pauză publicitară, revenim în câteva clipe.
Bun, spuneam la începutul emisiunii că avem știri mai puțin bune, adică inflația continuă să crească, chiar dacă în această lună ritmul este unul mai mic, dar oricum 35 este borna, una borna indicativă pentru ce se întâmplă în Republica Moldova. Vreau să vedeți o știre realizată de colegii mei care au mers astăzi în piață să vadă ce spun cumpărătorii și ce spun oamenii, cine și cât își permite să cumpere și, să cumpere și dacă mai cumpără cineva ceva. Potrivit informațiilor publicate de Biroul Național de Statistică, în luna octombrie, curent față de aceeași lună a anului trecut, prețurile medii de consum au crescut cu 34,62%, inclusiv la serviciile prestate populației. Majorarea a fost cu aproape 53%. Produsele alimentare s-au scumpit cu peste 36%, iar mărfurile cu aproape 22%. Produsele alimentare rămân cele mai solicitate de populație, iar cele mai mari scumpiri se atestă la fructele și legumele proaspete, cu peste 60% față de aceeași perioadă a anului trecut. Comercianții spun că din cauza scumpirilor și numărul cumpărătorilor a scăzut considerabil, la fel și cantitatea produselor procurate de aceștia. 40 castraveți, 25, 22, de pe câmp este ultimele, de pe câmp 22 de lei. Cam cu cât s-au scumpit? 10, 18, așa au fost, un leu, doi, așa. Cam multă vreme, cumpărătorii s-au împuținat. Cam în ce cantități cumpără așa? Un kilo, două, trei. Un kilo, patru, cinci, de 20 de lei, de 10, castraveți, de 20, jumătate kilo, jumătate kilo. Lumea n-are bani. Și-i puțină lumii, lumea se vede prețurile de căldură, economisie și eu mai puțin. Eu, dacă luau un kilogram de pomă, acum eu o struguri de pomă. Cu aproape 25% s-a scumpit și carnea, potrivit datelor statistice. În același timp, prețurile la ouăle de găină au crescut cu aproape 63%, iar produsele lactate cu peste 22%. Ni le aduce așa prietului, s-o scunchet, într-adevăr, puțin față de cum era, stare puțin. Dar, în orice caz, lumea moare foarte cu așa prețuri. Anul trecut, cam cât erau așa prețurile? Puțin mai mici. Cam cât? Păi care și de cu 2 lei, care și cu 5 lei, 10, depinde și de cărniță, dar am uia lumea mai mult vine și să uită. E mai slab o leacă, desigur, prețurile sunt mari, lumea nu au așa bani. Eu și câte 4, câte 5. Cumpărătorii susțin că nu mai știu din ce să economisească ca să le ajungă doar pentru strictul necesar. În opinia lor, prețurile au luat o raznă. Sunt mari prețurile, vremea noastră, pentru că sunt scumpite, mă uit, și am vrut eu să spun. Aia este legumele cele care sunt 30 de lei. Înainte erau 15 lei, este mulcuț, îl pune în sacoș, puteți să le duci acasă, așa era o ladișoară. 30 de lei și stăte să moi, mâine pomi să le zvâr la pamoică. Конечно, это не то, что было, но жить надо. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la capitolul servicii prestate populației, tarifele pentru gazul consumat au crescut cu peste 530%, iar la energia electrică cu 75%. Oamenii spun că în această iarnă vor încerca să apeleze la alte surse de încălzire, deoarece nu vor avea din ce achita facturile. Am două sobe și ne-am grămat vecinii strâcă, și ne-am grămat ca o pensionară și ne-am grămadit de staian, un leac de lemne. Am nu folosesc nimic. Cât mama scaldă acolo, cam ăsta catiol, spăl veselă și sună singură. Dar copiii nu știu cum ar zice, că ei trăiesc la Săvceni. Nu știu cum ar zice, că n-au nici sobă, n-au nică acolo. Mai am noroc, mai am băieți plecați pe hotare, soțul și mergem înainte. Altfel, n-avem și face. La țară avem sobă, avem lemne. Coaș, ce să facem? Pentru așa așa smâșim, numai pentru căldură, mâncare și atât. Ne spravim, tem bolie că у меня газовое отопление там вообще. И если электроэнергия ещё поднимется до 10 лев, мы вообще считается, что не выживем. Datele Biroului Național de Statistică mai arată că la mărfurile nealimentare cel mai mult au crescut prețurile la combustibil cu 42% și la materiale de construcții cu peste 28%. Am revenit în studio. Doamna Darovna, am să încep discuția din a doua parte cu dumneavoastră. Eu am văzut multe inițiative din partea fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Sociale. Eu am văzut multe discuții aprinse, inițiative din partea celor din PAS. Dar în ultima perioadă eu nu văd să faceți să chemați ministrul finanțelor, ministrul economiei, ministrul muncii
și protecției sociale și guvernatorul Băncii Naționale în plenul Parlamentului, fiindcă sunt, probabil sunt importante aceste scurgeri de discuții între presupuse scurgeri de informații și discuții de pe telefonul cuiva sau laptopul sau mai nu știu eu ce, dar cred că sunt mult mai importante subiectele legate de, sau subiectul legat de prețurile produselor alimentare, fiindcă lumea se uite, zice, ăștia vorbesc despre inflație, 35%, ce mai înseamnă și asta, mare treabă. 35% e minus, sau cu 35% cetățenii sunt mai săraci astăzi. Adică au o capacitate de cumpărat cu o treime, cu mult peste o treime mai puțin. Și atunci poate prioritățile ar trebui să se schimbe, să înceteze aceste lupte politice între PAS, PSRM, PCRM, ŠOR și să se facă ceva pentru cetățeanul de rând. Nu știu cât e de suficient să faceți ședințe în întuneric sau să facă executivul ședințe ziua cu lumina stinsă. Cred că sunt și alte pârghii sau alte acțiuni pe care le-ați putea face pentru omul de rând. Nu știu, probabil că ați uitat. Nu ați uitat. N-am uitat. La sigur, am avut moțiune de cenzură pentru tot guvernul. Știu. Și mai sunt și niște proceduri legislative prin care trebuie să le trecem. La fiecare ședință începe ședința cu propunerile noastre de proiecte de legi, a noastre, care nici de cum nu acumulează numărul de voturi pentru a fi introduse. Și la începutul de fiecare ședință chemăm cineva în Parlament la raport. De fiecare dată chemăm 1, 2, 3 miniștri și de fiecare dată sunt respinși. Astăzi, de exemplu, l-am chemat pe domnul ministru Litvinenko. Cu vreo două ședințe în urmă am chemat pe domnul ministru al apărării. L-am chemat la două ședințe, din cadrul la două ședințe și a refuzat, nu am venit nici la una. Astăzi, de asemenea, am chemat pe ministrul educației, fiindcă două probleme importante se discută acum în spațiu public. Știți care, eu nu o să mă refer la ele. Deci pe acești doi miniștri astăzi am chemat, dar nu a venit niciunul. Noi avem multe proiecte, noi am făcut un program anticriză, toate acestea nu suntem auziți de către guvernare, nu suntem văzuți de către guvernare. Ei, cred că nici în sala Parlamentului nu ne văd, că suntem și noi pe undeva pe acolo. Acum promovăm programul nostru economic, după ce îl aducem la cunoștință publicului, o să facem și dezbateri publice, o să invităm și guvernarea și o să încercăm să poate cumva conlucrăm ca să ajutăm cetățenii, fiindcă asta acum este cel mai important în timpul care vine, în timpul iernii, fiindcă facturile care ne-au venit acum pe luna octombrie sunt floricele de toamnă. Cele care îți vină pentru noiembrie deja o să fie cu sume mai mari, iar de Crăciun o să avem foarte, foarte mari surprize, fiindcă decembrie de obicei este o lună mai răcoroasă și deja nu o să mai putem fără căldură. De aceea tot propunem de fiecare dată proiectele noastre, inclusiv economice. L-am chemat și pe guvernatorul Băncii Naționale, eu drept că nu în această sesiune, din sesiune de toamnă, sesiune de primăvară și o să-l mai invităm, o să-l invităm și pe domnul ministru al finanțelor. Acum așteptăm, deja s-au încălcat toate termenele pentru a primi proiectul bugetului pentru anul 2023. Văd că avem un deficit tot așa ca cum era la începutul anului, s-a publicat astăzi, așteptăm să vedem cu ce acoperă acest deficit, ori deficit foarte mare, știu toți deja ce înseamnă. Asta înseamnă că nu își pot statul nu își poate onora plățile la finele anului. Dar așteptăm să ne prezinte informații. Nu ne-au prezentat până acum. Doamna Mașcan, sunteți și economist într-un anumit fel și expert. Scriu teze de doctor. Și, și expert în energetică. Explicați-le și cetățenilor într-un limbaj cât mai simplu. Noi tot cerem bani, nouă ni se tot dau bani pentru a cumpăra gaze din Polonia, a cumpăra curent electric din România, se dau bani posibil pentru compensații. Noi nu vedem tarifele în factură să scadă. Și atunci apare întrebarea logică. Care este efectul acestor bani? Pur și simplu să cumpărăm niște gaze și să le depozităm acolo? Efectul asupra consumatorului final este nul, este zero. Aici este neclaritatea. Nu se duc banii unde trebuie sau dimpotrivă chiar se duc unde trebuie, doar că asta pe noi nu ne privește.
Depinde unde trebuie cui. Știți, de asta cam cea mai mare întrebare. Eu sunt adeptul la cei că eu am venit de economie reală. Știți, și eu sunt adeptul pentru cei că dacă noi împrumutăm bani, trebuie să investim în economie reală. Și în economie reală noi să obținem și locuri de muncă, v-am spus, și impozite. Dacă împrumutăm, hai să ne gândim despre un an de zile a trecut de guvernarea guvernului acesta, mai mult decât un an de zile. Și era posibil de inventat multe proiecte bune și de împrumutat bani pentru proiectele acestea ca de dezvoltat economie. Una la mână. A doua la mână, noi trebuie să creștem consumul în țară. Dacă vrem să producem mai mult, să avem mai multe din impozite, trebuie să le vindem mai mult, adică să producem mai mult și să le vindem aici mai mult, adică să creștem consumul. Nu când spuneți asta lui Armașu. El a făcut totul invers. Nu cunosc personal, dar... Deci noi trebuie să creștem consumul, una la mână, a doua la mână, a treia la mână, impozite. Deci impozite, teoretic, se primește că noi trebuie să creștem impozite, că noi, pur și simplu, nu avem atâtea bani cât este necesar, suficient. Dar invers, economie zice invers. Liberalizare. Liberalizare, trebuie să ai mai mare liberalizare. Noi liberalizarea aceasta nu avem. Plus încă, deci, dacă își cresc prețul la noi și este inflație, trebuie să acumulăm cât mai mult impozite, da? Mai mult decât a fost în anii precedenți. Eu nu pot să vă zic exact care e diferența, dar nu este mare atât de mare cât de rata de inflație. Deci dacă eu înțeleg că noi consumăm mai mult și, adică, și la noi rata de inflație crește, înseamnă că trebuie să acumulăm și impozite mai multe. Nu știu, doamna Darov, ne știe sau nu, ce inflație, dar poate ne comunică, că nu văd că avem influența în economie. Și multe întrebări. Dar vă imaginați dacă noi vorbeam cu rușii, normal, prin transnistrenii, adică cu inima deschisă și adonă, nu cu vorbele cele de amenințări cu care noi venim către ei. Deci, și când noi am propus încă luna februarie să discutăm despre energie electrică ieftină și gazul ieftin și să stabilim relațiile bune cu, adică cu Transnistria și aș avea noi gaze cu 80 de dolari 1000 de cupuri, da. Vă încăpiți cum era posibil de dezvoltat economia aici pe loc. Dacă erau nu moldoveni, dar chinezii sau americanii sau europeni, cineva, nemții, de exemplu, da? Cu banii aceștia, cu prețul acesta redus de energie, era posibil de făcut într-un an de zile o țară, nu vă spun că dezvoltată, dar deja cu viteza de dezvoltare foarte, foarte înaltă. Noi nici nu facem lucrul acesta. Deci noi permanent, vă repet încă o dată, vrem să ieșim pe umbrele de cuiva. Chiar și revenim la subiectul acesta de agricultură. Uitați, în agricultură avem trei subiecte, adică în produse alimentare, nu zic agricultură, în produse alimentare. Avem consumator, da, care este cetățeanul nostru, este guvern și este producător. Și se primește că în țară la noi nu este nemulțumit nimeni, nici statul, nici producător, nici consumator. Cum e posibil de creat așa situație când sunt nemulțumiți trei părți? Nu există așa ceva în lume. Permanent nemulțumit este altcineva că îi face pe datorii de altcuiva, știți? Și de aici nu avem o problemă. De exemplu, de ce consumatorul, hai să începem de producător. Producător permanent anul este nemulțumit că nu are bani, nu lucrează corect, basen și altceva și prețurile nu sunt bune. El nu este competitiv. Și eu, fiind 20 de ani de lucru de zile am lucrat în agricultură, percep chestiile acestea foarte bine. De ce nu este el competitiv? Dar trebuie de pe o parte de ajutat, dar de pe alte parte de ce nu de la dânsul? Nu, el permanent vine cu cerere de subvenții. Și câți oameni vin cu cererea aceasta? Nu mai mult decât 2000 de fermieri. Că în general în țară nu sunt mai multe fermieri ca așa mari, că avem numai suprafață aproape 2 milioane de hectare de pământ în țara noastră. Deci el cere, da, trebuie de ajutat, dar trebuie și de cerut de la dânsul. Dacă noi ne-am dat să-i subvenție, trebuie să întoarci mai mult înapoi către cetățeanul nostru sau stat. La fel. Noi trăim în țara agrară și în țara agrară cu producătorii cer prețul cât mai mare, consumatorul prețul cât mai jos, da? Trebuie găsit un echilibru, ca să ajute statul ca intermediator, ca să le dea pentru consumator prețul cât mai joase. De ce nu era problema aceasta în anii precedenți, din anii, să zicem, 90 sau chiar în epoca medievală? Din cauza că, pur și simplu, lanțucul între producător și consumator era foarte scurt. Adică sau era o gospodărie naturală, să zicem așa, unde el și ce a produs, a consumat, sau el a dat direct la consumator. Deci au dus, au vândut și direct la consumator. Așa și s-a creat piața, bazar, cum noi spunem. Bazarul din ce? La noi acum noi vrem comodități, noi vrem alte chestii și la noi lanțucul acesta crește și crește și din cazul lanțucului acesta noi avem prețuri exagerate. Întrebarea, ce statul a făcut pentru aceia că de la producător, care n-are cui, el spune acum, n-are cui să vinde mărul. Duceți-vă la magazin și uitați cât costă mierele acolo. Cât costă la dânsul în frigider și cât costă la celălalt la rețea.
pe raft. Eu înțeleg și raft, eu înțeleg toate părțile de acesta, de, să zicem, de economie, dar la urmă urmei trebuie să satisfacem consumatorul nostru. În țara agrară unde noi producem, dacă noi ajutăm la țăranii aceștia sau fermieri sau producători mari chiar și care sunt în holdinguri, deci noi trebuie să cerem și de la ei că să ajute consumatorul nostru și să fie satisfăcut din cauza aceasta statul. Problema și statul. Statul nu este mulțumit din trei puncte de vedere. Impozitarea foarte joasă în agricultură și încă ascund veniturile lor, 100%. Asta se vede prin multe chestii. Dacă cineva e împotrivă, vine la mine cu datele lor, rapoartele lor din contabilitatea și datele din câmp și eu am să vă spun unde el la noi cam face niște șmecherii. A doua lume, statul nu este mulțumit, nu este impozitat pentru stat. A doua lume, el e cel mai net de la stat și stat trebuie să iei de undeva. Și ei nu lucrează efectiv acolo în câmp. Vă repet încă o dată, dacă cineva din acestea fermieri este împotrivă, vine la mine și discută direct cu mine, deci, și eu le arăt unde el nu lucrează efectiv. Și nu el lucrează efectiv și se primește în eficiența lui, el vrea să-l acopere cu stat. Adică statul trebuie să-l dea lui bani. Deci, și noi întrebăm, dar de unde trebuie să iei statul? El are, statul undeva are permanent. Și trebuie la un consumator. Consumator care este nemulțumit de nici de calitatea din când în când, nici de prețuri, permanent de prețuri, știți? Și noi trebuie să rezolvăm întrebările acestea la noi. Atunci va fi și agricultura la noi competitivă. Da, competitivă, da. Și binevenită pentru țară și pentru consumatori. Am înțeles. Eu vreau să mai vedem o știre realizată de colegii mei. Acolo Natalia Gheorghiliță cere încă vreo 450 de milioane de euro pentru consolidarea Republicii Moldova. Vorbim despre declarația domniei sale într-un interviu pentru politico.eu. Potrivit șefei cabinetului de miniștri, Natalia Gheorghiliță, scenariul în care concernul Gazprom ar putea asista total livrările de gaze pentru țara noastră este foarte real. În aceste condiții, Republica Moldova va fi impusă să plătească un preț mult mai mare pentru resursele energetice. Potrivit Nataliei Gheorghiliță, această criză energetică a obligat Moldova să cumpere energie electrică de pe piața spot europeană la un preț de 4 ori mai mare decât anterior. Vedem riscuri și îngrijorări sporite în materie de securitate. Vedem o pierdere a puterii de cumpărare și a salariilor reale. Ne ciocnim de aceleași probleme ca și țările europene, dar în același timp suntem mult mai slabi pentru a face față acestor probleme, a spus Natalia Gheorghiliță în cadrul interviului. Premierul Gheorghiliță a menționat că va solicita partenerilor europene Republicii Moldova o asistență de 450 de milioane de euro pentru această iarnă. Cererea va fi vociferată în cadrul summitului de solicitare la nivel înalt care se va desfășura pe 21 noiembrie în Franța. Domnul Andrei Damașcan, doamna Ala Daronă, continuă dezbaterile și în timpul știrii. Vă rog să interveniți. Ați vrut să dați o replică sau o explicație, domnul Andrei? Domnul Damașcan a solicita sau întrebat cât au fost încasările la buget. Da. În 9 luni au constituit 65 de miliarde de lei, cheltuielile 67 de miliarde de lei, deci încasările constituie o majorare doar de 21% și inflația este, după cum am spus anterior, 34,6%. Dacă unde sunt 13%, nu, unde este diferența? Exact. Dacă se argumentează că diferența este provocată de cantitate, păi noi vorbim de procente de fapt și acolo vorbim de 34% și inflația este în procente sau creșterea prețurilor și aici vorbim de procente și atunci matematic cumva nu știu dacă este legat nemijlocit de cantitatea despre care că s-a diminuat consumul. Dar și de asemenea ceea ce ține de Banca Națională, ceea ce ține de politica monetară. Că dumneavoastră a spus că pentru că dezvoltăm economie avem nevoie de credite, avem nevoie de investiții, inclusiv din credite. Banca Națională crede altfel și ea diminuează creditarea prin politicile sale monetare, majorând rata de bază. Ceea ce corespunzător, nu direct, dar indirect, duce la majorarea ratei creditelor și creditarea a scăzut foarte mult în Republica Moldova. Și noi, opoziția, le-am spus foarte de mult și experții, și eu singur, sunt sigură că și guvernul, reprezentanții guvernului știu că în Republica Moldova nu avem inflație monetară și nu trebuie să se implice prin așa o politică dură, prin politici monetari, Banca Națională, exact, a Moldovei. Trebuie, avem o inflație de cerere sau de produse.
Inflație provocată în primul rând de costul produselor energetice și în lanț deja majorarea la toate celelalte produse. Nu suntem auziți nimeni, deci mă refer la noi opoziții, dumneavoastră experții, deja mai bine de un an de zile și se continuă mai departe cu politici monetare. Bine, măcar că la ultima ședință a Băncii Naționale nu a majorat mai mult rata de bază și a rămas tot la nivelul 21,5, iar creditele pentru persoane fizice, care, repet, nu sunt direct dependente de această rată de bază, dar depind de rata de bază și au ajuns la cele ipotecare chiar 12-13, care lumea le-a luat atunci cândva cu 6-7-8, acum 13-20, cele de consum sunt și la 30%. Și lumea o să solicite credite de consum pentru a-și achita serviciile, asta este sigur. Și iar avem un alt paradox. Băncile comerciale înregistrează cele mai mari profituri. Și apropo, nu doar băncile comerciale. După anul 2021, companiile prestatoare de servicii, toate serviciile, de asemenea sunt prin cele care sunt lideri în profiturile încasate. Doamna Drova, noi mai avem vreo 5 minute până la sfârșitul acestei emisiuni. Doamna prim-ministru vorbește despre riscuri, despre salarii. Aceste împrumuturi care poate vor ajunge, care poate se vor duce în bugetul Republicii Moldova, ne salvează cumva pe noi, cetățenii buni, cei de la stat, fiindcă probabil la plățile sociale se referea doamna prim-ministru, de problemele cu care ne confruntăm. Gaze scumpe, curent electric scump, un leu foarte puternic. Cineva o să-mi zică că da, ce ai cu leu, că e bine, că e puternic. Este bine într-o economie sănătoasă, o economie este cu probleme... Este un paradox, leu așa puternic. Da. Eu am încercat și eu să mă clarific, că poate eu nu cunosc ceva. Da, vă dați seama acest leu puternic. Discutam cu un fost guvernator al Băncii Naționale ce se întâmplă și ziceam, da, banii care vin de peste hotare de la cetățeni, acei 100 de euro pe care îi trimite unei mame, unui fiu, unei rude, nu mai sunt acei 100 de euro pe care îi primea acum un an de zile. Ce încearcă Banca Națională să facă? Un simplu răspuns, mi-a zis, ne sărăcește încet și prin cursul valutar, fiindcă cu 100 de euro înainte cumpărai 2200 de lei, acum cu 100 de euro cumperi 1900, adică pierzi pe loc drept. Am întrebat ieri 1800. Da, pierzi pe loc drept 300-400 de lei. Da, dar este și altă față, domnul Alexei, că dacă creșteți acum, adică dați drumul la valută, înseamnă că crește încă suplimentar și prețuri. Cresc la noi, adică crește și inflația. Bun, prețurile, în mod normal, cum spuneți dumneavoastră, produsele importate, dar avem produse locale care nu au de ce să se scumpească. Ei toți sunt produși din ceva importat. Importați energiile, importați alte, de exemplu, componente de sau inputuri care sunt în agricultură și multe multe dependente. Dar acum, în perioada de recesiune, noi terim de moneda națională se devalorizează. Aceste credite, domnul moderator, conform politicilor bugetare, toate creditele care le primește, contractează Republica Moldova, sunt parte componentă a bugetului. Și acolo, dacă ele nu sunt cu destinații speciale, despre asta se anunță, dar ultimele care sunt acum nu sunt cu destinații speciale, ele doar se duc în buget. Nu uităm că bugetul este deficitar. Sau rezervele Băncii Naționale. Deficitul este 19... Nu, dacă noi vorbim de cele care pentru completarea bugetului, care ați vorbit cum ajung ele la cetățeni. Și deja guvernul decide cum ajung la cetățeni, prin ce mecanisme le distribuie cetățenilor. Dar nu ajung nemijlocit aceste credite în buzunarul cetățeanului. Decide guvernul. Având un deficit așa de mare, nu știu cum deficitul. O decide. Da, deci ce o să decide, el trebuie să-și achite salarii. Deci vedem încă ce compensații o să fie, fiindcă banii care au fost rezervați pentru compensații nu au luat în considerație majorarea de 2 ori al prețului la energie electrică. Și acum așteptăm decizia să vedem ce se întâmplă cu compensarea acestui tarif. A riscat prea mult acest guvern mizând pe libertate și pe democrație și pe independența în raport cu furnizorul de resurse energetice Federația Rusă și a dus economia într-un impas total sau din potrivă ne vom reveni cu banii împrumutați din exterior și va merge din ce în ce mai bine? Domnul Alexei, nu am așa experiență, nu pot să vă spun trecem sau nu trecem, pur și simplu niciodată n-am ciocnit cu așa ceva, nici cu așa criză, nici cu așa probleme. Din punctul meu de vedere era altă ieșire, pur și simplu dacă acum timpul este pierdut, să le vedem cum va fi procedat mai departe de guvern.
chiar și eu am propus personal în luna februarie, cum de ieșit de situația respectivă, am spus și am scris multe articole științifice de faptul acesta că e posibil de ieșit de situația aceasta, dar că nu sunt cunoscute sau recunoscute sau nu citesc ce pot să fac eu acum. Chiar și dacă eu nu văd altceva, că dacă se adunăm pe masă rotundă, da, la masă rotundă, pe toate forțele care sunt, hai să zicem, sănătoase, cum spun la noi, și să discutăm cu guvernul acesta, iar și revin la subiectul discută după discuția aceasta la masă rotundă cu altcineva și cel altcineva, să bănuim, spune că nu este corect, facem altfel. Și zici că dacă are apreciere, le dăm vom bani. Primesc bani, este aprecierea, gata, înseamnă că cei alții nu sunt corecți. Și nu primesc nici alte abordări care sunt la... în societate. Vă rog, scurt. Ce ține de inflație? Să vedeți că la sfârșitul anului ea o să scadă. Dar o să scadă nu de atât la noi prețurile o scadă. De atât o să fie în comparație cu anul cu decembrie 2021. Pur matematic. În decembrie 2021 deja era majorări exact. De prețuri. Deja inflația era mare. Și comparativ exact ca cu cele 21% 34%. Și o să aibă cu ce să se laudă. Da, și o să fie un bucurător. Eu mulțumesc pentru discuții, comentarii și analize. Le continuăm dar în afara emisiei. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu NTV Moldova, să aveți o seară cât mai frumoasă alături de noi.